Dispensarul a fost preluat în 2010 de Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu de la Sanatoriul Dobrița printr-un ordin al Ministrului Sănătății de la acea vreme și de atunci clădirii nu i-a fost adusă nicio îmbunătățire. Reprezentanții autorităților locale susțin că această clădire nu mai poate fi restaurată și va fi cel mai probabil demolată. Nu mai este folosită și a ajuns într-un stadiu avansat de degradare. O clădire din zona spitalului vechi care este într-o stare destul de avansată de degradare și vrem ori să găsim o formulă de reabilitare, ori de demolare a clădirii în situația în care nu mai este nevoie și nu se mai impune clădirea ei. În prezent, clădirea se află în subordinea Consiliului Județean. În perioada următoare se va stabili dacă se poate restaura sau va fi făcută una cu pământul. Am purtat discuția cu domnul prefect și cu domnul președinte al Consiliului Județean și cu ceilalți colegi. În urma discuției am hotărât ca fiecare dintre noi să vadă care este implicarea pe care trebuie să o avem pentru reabilitarea sau demolarea acestei clădiri. Încă nu știm. Vom vedea dacă este pe lista monumentelor, dacă nu, să găsim o soluție de a rezolva această problemă. Este chiar la intrarea în oraș și chiar ne dorim ca această intrare să fie cât se poate de elegantă. De altfel, o altă zonă care este în atenția autorităților locale este cea de lângă sediul Complexului Energetic Oltenia. Acolo urma să se construiască un palat al muncii, însă lucrările au fost sistate și nu a mai fost ridicată nicio instituție. Primăria Târgu Jiu încearcă să preia suprafața de teren și să amenajeze zona.